Suntem alături de Mădălinciuc. Cum a fost antrenamentul de astăzi pentru tine? Antrenament obișnuit, înainte de joc. Un antrenament care ne dă încredere și pentru meciul de mâine. Cum ți se pare adversarul? Ce informații ai tu despre el? Păi am jucat meci amical cu ei în presezon. Sunt o echipă cu jucători micuți, rapidă, echipă tehnică. Dar mai avem 4 meciuri și ne-am propus să le câștigăm pe toate. Nu mai avem voie să facem pas greșit, pentru că deja am făcut foarte mulți în turul ăsta de campionat. Care e atmosfera din vestiar? Cum sunt colegii tăi? Suntem încrezători. Am fost puțin dezamăgiți după rezultatul și după jocul de vineri. Dar, na, odată cu apropierea următorului meci, toată lumea se gândește la meciul următor. Suntem încrezători că putem câștiga mâine și următoarele jocuri. 12 puncte în ultimele confruntări. Păi, la asta ne gândim, la asta se gândește toată lumea. Dar important e primul meci, adică meciul de mâine, le luăm treptat și sperăm ca la sfârșitul turului să avem 12 puncte. Un mesaj pentru suporteri? Îi așteptăm la stadion, mereu îi așteptăm la stadion, același lucru spunem de fiecare dată. Sunt alături de noi, sunt al 12-lea jucător. Păcat că nu ne pot susține la Severin, dar sperăm să se reglementeze și această treabă curând, începând din retur și să fim împreună la fiecare meci. Mulțumesc mult! Am alături de Samuel Zimța. Cum te simți? Cum a fost ultimul antrenament? A fost bine, s-a dat o atmosferă foarte bună, echipa este pregătită pentru meci, pregătiți să alunge cele 3 puncte. Care e atmosfera din vestiar? Foarte bună, este o armonie bună și... Un pronostic pentru mâine? Victorie, nu știu ce să spun, victorie neapărat. Următoarele partide, sperați să câștigați, să le câștigați pe toate, 12 puncte? Da, avem 4 meciuri în care trebuie să luăm neapărat 12 puncte și nu trebuie să greșim, pentru că deja s-au făcut 8 puncte de prima din clasament și trebuie să ne apropiem cât mai Un repede. mesaj pentru fani, având în vedere că tu ieși din Severin, un mesaj pentru fani. Să vină la meci cât mai mult, să ne susțină, că avem nevoie. Mulțumesc mult de tot! Am alături de Olivian Surugiu. Cum a fost ultimul antrenament? Ne-am pregătit foarte bine, așteptăm meciul de mâine, suntem încrezători și sigur că o să câștigăm. Cum e atmosfera în vestiar? Atmosfera este foarte bună, băieții sunt motivați și, după cum am zis, așteptăm cu nerăbdare meciul de mâine și să câștigăm, să ne apropiem de echipele fruntașe. Ați mai jucat cu echipa în presezon, cum a fost atunci, cum crezi că vor fi astăzi? Așa este. O să fie 2 meciuri complet diferite. A fost un meci de pregătire, acum o să fie un meci mai tare, un meci mai crâncen, pentru că sunt în joc 3 puncte, care și noi avem nevoie foarte mare de ele și cei de la Roșiori au la fel pentru evitarea retrogradării. Să sperăm că noi ne voim impune. Un mesaj pentru suporteri? Îi așteptăm să fie alături de noi, ca de fiecare dată și, ce să zic, sperăm ca la finalul sezonului să promovăm. Mulțumesc mult! Alături de Sabin Lupu, cum a fost ultimul antrenament? Bună ziua, în primul rând, a fost foarte, foarte bine, ne-am simțit bine, ne-am antrenat bine și ne bucurăm că am ieșit sănătoși de pe teren și cu gândul pentru o victorie cu Roșiorii de mâine. Cum vezi tu partida? V-ați întâlnit și în presezon? Cum crezi că vor sta de mâine datele problemei? Da, noi am mai jucat cu ei un amical, dar știți cum sunt meciurile, amicale sunt amicale și acum un meci oficial cred că valorează mult mai mult. Noi trebuie să câștigăm mâine, suntem obligați să luăm cele 3 puncte, avem nevoie de ele și sperăm să le luăm. Urmează un program relativ ușor, să spunem, față de perioada trecută. Veți reuși să luați 12 puncte? Trebuie să luăm, eu zic că trebuie să luăm meci cu meci. Toate sunt grele pentru că toate echipele se ambiționează cu noi, dar o să facem tot posibilul să luăm cele 12 puncte. Un mesaj pentru suporterii Universității Craiova? Da, vreau să le mulțumesc pentru că au fost în număr cât mai mare la meci cu CSU. Au arătat că sunt niște suporteri minunați și cred că sunt cei mai tari din țară.
Mulțumesc mult! Suntem alături de Alex Raicea, te salut! Cum a fost ultimul antrenament? Salut! Un antrenament bun înainte de joc. Un antrenament bun pentru că am jucat și o miuță și suntem pregătiți pentru meciul de mâine. Cum vezi adversarii, având în vedere că v-ați întâlnit și în presezon, cum stau de această dată lucrurile? Trebuie neapărat să luăm cele 3 puncte mâine, altă variantă nu avem. În amical am bătut la Rușiori, un teren foarte prost, însă mâine la Severin este cu un totul alt meci și o să câștigăm fără probleme. Care este atmosfera în vestiar după meciul cu CSU 2? Cum vă simțiți voi? Cum a fost după meci, să spunem, pentru voi, pentru jucători? A fost un meci intens, oricine putea câștiga. Din păcate am jucat și cu un om în minus din prima repriză. Am primit acel gol, însă din fericire am reușit să egalăm și după părerea mea, dacă jucam 11-11, câștigam. Cum vezi tu viitoarele meciuri, viitoarea perioadă? Aveți un obiectiv al vostru personal, 12 puncte, eu știu? Da, 100% o să câștigăm următoarele meciuri, nu ne gândim la ceva, pentru că dacă mai pierdem punct sau puncte, ne distanțăm foarte mult de primul loc. Un mesaj pentru suporterii Universității Craiova? Îi așteptăm alături de noi și le mulțumim pentru tot ce fac și au făcut până acum. Mulțumesc mult!